Parcursul echipei Dunăra Giurgiu a fost în acest an unul nefast. Dacă fetele au terminat turul pe un loc care să le asigure rămânerea în divizia A, anul 2014 a adus echipei numai ghinion. Conducerea clubului patronat de primărie a concediat unul dintre antrenori și a anulat definitiv indemnizațiile jucătoarelor. Nici pentru turul din 2013 fetele nu au primit aceste indemnizații decât pentru luna august. Mai nou, bună parte din echipă a intentat proces clubului sportiv municipal, pentru că nu li se respectă drepturile impuse de Federația Română de Handbal. Handbalistele au dat în judecată clubul sportiv. Așa este? N-aș fi vrut să vorbesc despre acest episod, dar da, ele din septembrie nu și-au primit indemnizațiile și au făcut acest pas. Din câte am înțeles de la ele, 15 au făcut pasul acesta. Dintr-un total de 19 jucători. După toate neajunsurile prin care a trecut echipa, mai nou a apărut și o veste surprinzător de bună. Federația de Handbal a hotărât că la sfârșitul acestui campionat nu va retrograda niciuna dintre echipe. Deci Dunărea poate juca și în sezonul 2014-2015 în divizia A. Nu se mai știe însă dacă și clubul patronat de municipalitate își mai dorește acest lucru. Vreau să spun că în ciuda tuturor acestor condiții mai puțin ortodoxe, iată că anul acesta nu se va retrograda, iar cei care au cântat procodul echipei de handbal au timp și dacă oficialitățile își întorc fața din nou către noi, s-ar putea să avem echipă de divizia și la